puternicul Mac. Era vară pe insula Sodor. Pe insulă soseau o mulțime de turiști. Le plăceau pădurile cele frumoase și munții cei înalți. Era o perioadă foarte aglomerată pentru toate locomotivele. Pe insulă sosise o nouă locomotivă. Avea să-i ducă pe turiști sus în munți. Thomas sosise mai devreme și abia aștepta să-l întâlnească pe noul venit. Bună, pufăi Thomas. Bună, replică locomotiva cea nouă. Eu sunt puternicul, iar eu sunt Mac. Iar împreună suntem puternicul Mac. Thomas nu mai văzuse niciodată o locomotivă atât de neobișnuită. Apoi, controlorul slab sosi și le spuse: Puternice Mac, ai să duci turiștii la tabăra din munte. Puternicul Mac îi vedea deja pe turiști, așteptau pe peron. Însă era o mulțime de șine între puternicul Mac și turiști. Puternicul Mac nu știa cum să ajungă la peron. Noi n-am mai muncit într-o gară, îi spuse puternicul lui Thomas. Cum vom reuși să ajungem la pasageri, zise Mac. E simplu, șuieră Thomas. Uitați-vă unde vreți să ajungeți, apoi luați-o pe șinele care vă duc acolo. Puternicul o porni fără încredere, însă Mac observă o cale mai rapidă. Pe aici, spuse el, nu, Mac, pe aici! Și așa o porniră spre stânga, spre dreapta, în față și în spate. Erau foarte confuzi. S-au urcat chiar și pe șina mobilă. Apoi, în cele din urmă, am ajuns, pufăi Mac. Atunci ce caută pasagerii acolo? Întrebă puternicul. Pentru că nu v-ați uitat pe unde mergeți și n-ați luat-o pe șina cea bună, a spus domnul controlor supărat. Acum ați întârziat. Scuze, spuse Mac. Scuze, spuse puternicul. Le era foarte rușine. În sfârșit, pasagerii erau în vagoane și puternicul Mac o porni spre munte. Trebuie să ajungem înainte de a se întuneca, zise puternicul, așa că va trebui să muncim din greu. În drum spre munți, șinele se bifurcau. Puternicul voia să o ia la stângă. Pe aici, pufăi el. No, pe dincolo, strigă Mac. Dar puternicul îl trăgea deja după el. Mac era furios.